Sătmăreanca are nevoie de un ajutor sub formă de sponsorizare, fie din partea unor agenți privați, fie din partea unor ONG-uri. Prefectura nu are nici pârghiile legale, dar nici banii necesari pentru a acoperi costurile navetei. Și baze legale, noi nici nu avem fonduri, dar nici nu avem bază legală în acest sens. Acum mă gândeam, o să facem un demers și către primăria Satul Mare, să facă o anchetă socială, să vadă un ajutor de urgență în acest sens. Ar fi vorba de un ajutor de aproape 300 de lei pentru decontarea transportului cu microbusul. Potrivit legii, atât fetița care are un handicap, cât și însoțitorul au dreptul la bilete de tren compensate. În schimb, drumul de la Satul Mare la Cluj cu trenul durează prea mult, iar fetița este prea bolnavă pentru a face față navetei. Deci nu-i indiferent că călătoresc 3 ore sau călătoresc 6 ore. Așa. Și cu o fetiță bolnavă, cum să spun la locomotrisul că opriți că fata mea e rău. Da, cu trenul, da. No. Instituția prefectului va lua legătura cu reprezentanții transportatorilor privați, dar și cu ONG-uri de la noi din județ pentru a face rost de banii necesari.